pentru că suntem încă la început de an 2018, luna ianuarie. Doresc pe toți cei prezenți și pe toți ai voștri, Domnul să-i binecuvinteze. Amin. S-a citit cuvântul din Genesa 25. Aș vrea să am un cuvânt de învățătură din întâmplarea relatată aici. Și în mod deosebit m-am oprit la versetul 34, la expresia finală a versetului care spune astfel: și a nesocotit Esau dreptul de întâi născut. Cineva spunea că un om înțelept învață din greșelile altuia. Un om neînțelept sau nepriceput nu învață nici din greșelile lui. Acum noi, în seara asta, îl rugăm pe Domnul să ne facă înțelepți. Voi prezenta o greșeală pe care a făcut-o acest tânăr cu numele de Esau, o greșeală care l-a marcat pe el, o rămas așa scris în Scriptură peste milenii și peste sute și sute de ani, și toți văd greșeala pe care a făcut-o tânărul acesta, și rog pe Domnul, prin Duhul Sfânt, pe noi să ne ferească de greșeala aceasta. Nu mi-am propus, că eu am mai vorbit, mi se pare că aici, despre întâmplarea cu Esau care și-a vândut dreptul de întâi născut, de binecuvântările care decurgeau din dreptul acesta pe care Esau îl moștenise prin naștere. Am vorbit parcă tot aici din Apocalipsa 18:13 de comerțul care îl fac oamenii, și ultima marfă care se vinde acolo sunt sufletele oamenilor, că Esau și-a vândut de fapt prin asta sufletul. Și mi-am propus, așa cum spuneam, să vorbesc din expresia aceasta: Esau și-a nesocotit. Esau a făcut câteva greșeli în viața lui, în întâmplarea aceasta. Eu am spus că el a pus firescul înaintea duhovnicescului, că bucata aceea de pâine și ciorba roșiatică îi satisfăcea nevoia lui trupească. Dar din dreptul de întâi născut decurgeau binecuvântări care au de-a face cu latura duhovnicească. Nu întâmplător Pavel în Evrei capitolul 12, când vorbește de adunarea Domnului, spune că ne-am apropiat de biserica celor întâi născuți. Pentru că din dreptul acesta de întâi născut decurgeau nu numai binecuvântări pământești, drept la o moștenire mai mare, dar feciorul care era întâi născut, în caz că tata murea, prelua conducerea religioasă a familiei, asigura jertfa familiei înaintea lui Dumnezeu. Trebuia să fie într-o relație deosebită cu Dumnezeu. Trebuia răscumpărat, că întâi născuți erau a lui Dumnezeu. Deci el avea și niște drepturi spirituale, niște drepturi duhovnicești deosebite. Dar Esau a pus ca prioritate firescul, trupul înaintea Duhului. O altă greșeală care a făcut-o el, și poate se întâmplă să o facem și noi. Eu acum știu de dumneavoastră, sunteți tineri, acum sunteți în examen, sunteți în sesiune, vă gândiți la o profesie, vă gândiți la o casă, la o mașină, la o familie, sunt lucruri normale. Totuși astea sunt pe locul 2. Pe locul 1 în viața dumneavoastră și în viața noastră trebuie să fie relația cu Dumnezeu, să ne asigurăm mântuirea sufletului și latura asta duhovnicească să ne preocupe întotdeauna mai mult. Nu cumva, datorită preocupărilor noastre firești, trebuincioase de altfel, pe care nu le condamnăm, să uităm de ce este mai important de latura asta de relația noastră cu Dumnezeu. Esau a pus firescul înaintea duhovnicescului. A pus Esau înainte urgentul, înaintea importantului. Noi trăim sub teroarea urgentului, tot timpul suntem în criză de timp. Tot timpul în agenda noastră trebuie să fac asta neapărat azi, acum aia, trebuie să dau telefon, trebuie să mă duc, să mă întâlnesc. Lucrurile urgente le rezolvăm, că sunt urgente. Dar nu întotdeauna lucrurile urgente sunt și cele mai importante.
Și tot rezolvând lucrurile urgente, rămân nefăcute lucrurile importante. Lui Esau i s-a făcut foame. Urgența lui era să mănânce, să se sature. Dar important era dreptul de întâi născut și relația lui cu Dumnezeu. Aș dori ca Domnul să ne dea și în sensul ăsta înțelepciune. Amin? Și am mai spus că a avut o evaluare greșită când vorbea de valoare și preț. Pentru că dreptul de întâi născut era de fapt inestimabil. Era așa de mare valoare acestui drept că nu se putea vinde pe nimic. Ori omul ăsta a vândut pe un borș. Deci dreptul nostru de întâi născut, de poziția noastră de copil al lui Dumnezeu, nu putem vinde pe nimic din lumea aceasta. Și mă doare când unii o dau chiar pe nimic. Atunci am fost mai explicit, acum 5 ani am predicat, atunci am fost un pic mai explicit. Pe ce dau unii dreptul de întâi născut? Te miri pentru ce nimicuri le dau. Dar eu doresc în privința asta, Domnul, să ne dea binecuvântare și înțelepciune. Amin? Acum aș vrea să revin la expresia aceasta. Astfel și-a nesocotit Esau dreptul de întâi născut. Ce înseamnă a nesocoti? E o traducere pe care o folosește Cornilescu, o expresie învechită. A nesocoti înseamnă a neglija, a desconsidera, a disprețui și a uita. Un om nesocotit este un om imprudent, un om irațional. Că vom întâlni în Scriptură și expresia om nesocotit, sau Proverbii 14:9, cel nesocotit glumește cu păcatul. Deci a nesocoti înseamnă a disprețui, a nu băga în seamă, a nu lua în considerare. Eu aș vrea seara asta să vorbesc de câteva lucruri foarte importante pe care Dumnezeu ni le-a dăruit, care sunt a noastră, le-am primit daruri, cadouri de la Dumnezeu și pe care noi, dacă nu suntem atenți, am putea să le nesocotim, căzând în aceeași greșeală ca și Esau. Aș vrea să abordăm în primul rând viața duhovnicească, viața spirituală a noastră, că asta e pe primul loc, viața spirituală. Și în Numeri, parcă în 14:11, Dumnezeu supărat întreba, până când mă va nesocoti poporul acesta pe mine? Deci sunt oameni care îl nesocotesc direct pe Dumnezeu. Cum l-am putea noi nesocoti pe Dumnezeu? Psalmul 107:9, versetul 11, pentru că au nesocotit sfaturile lui. Deci Dumnezeu ne dă dreptul să fim copii al lui Dumnezeu. Copii ai Săi. Dumnezeu ne recunoaște ca și copii ai Săi. Ne-am născut cei mai mulți în casă de oameni pocăiți, în familii pocăite. Am crescut în adunările Domnului, acolo unde ne-a așezat Dumnezeu. El ne recunoaște ca și copii ai Săi, dar s-ar putea ca unii să ne socotească pe Dumnezeu, nesocotind învățătura pe care El ne-o dă nouă. În momentul când ne socotești învățătura care vine de la Dumnezeu, cade la un părinte, tu de fapt îl nesocotești pe Dumnezeu. Scrie în Proverbii 23:23, de cei care nu ascultă cuvântul. Când am aplicat expresia aceasta a cuvântului, eu am pus-o în dreptul Scripturii. Deci Dumnezeu ne învață pe noi, în primul rând, prin Scriptură, ăsta e cuvântul lui Dumnezeu. Ioan, la început era Dumnezeu, cuvântul era cu Dumnezeu, cuvântul era Dumnezeu, ăsta este cuvântul lui Dumnezeu. Care e raportarea noastră față de Biblie? Acum voi aveți sesiuni, da? Sunt mulți studenți, mulți în liceu care îți pregătești de simulare și de bacalaureat, da? Imediat se dă partea de orală la bacalaureat. Eu am și copii la facultate, am și în clasa 12, sunt foarte în temă cu examenele și cu sesiunile, da? Voi acum, unii din voi învățați exagerat de mult. Exagerat de mult. Și nu-i rău. Și noi avem în biserică la fratele Gusti câțiva copii de-a noștri care sunt la medicină. O fată o terminat, am înțeles că foarte bine, șeful de promoție, alții sunt anul 1, anul 2, la medicină, mai mulți. Eu i-am felicitat, i-am încurajat, îi respect pe tinerii ăștia care învață foarte mult, ne rugăm în adunare pentru ei,
Întotdeauna când au plecat, au plecat cu binecuvântarea adunării și a părinților. Dar acum, în perioada asta, eu mă întreb, când voi învățați foarte mult, care e raportarea voastră la Evanghelie? Că a ne socoti învățătura înseamnă a ne socoti Scriptura. A ne socoti înseamnă a neglija. Există o neglijare a Scripturii în perioada sesiunii? Păi frate, da, așa, păi lasă-mă acum cu Biblia, că acum e examen. Eu doresc pe toți care sunteți la școală, că sunteți tineri, Dumnezeu să vă dea înțelepciune și să luați examenele cu brio, să fiți cap și nu coadă. Amin? Dar în același timp, și mai mult ca atât, doresc să aveți o raportare corectă față de Cuvântul lui Dumnezeu și să nu îl neglijați. Eu nu încurajez lenea, dar am povestit și altă dată, am un prieten bun, care în momentul când se trebuia să ducă la bacalaureat, nu a avut timp să învețe, că era o vreme de... El era proroc, de tânăr, folosit de Dumnezeu, acum slujește ca păstor într-o biserică mare, și în toată perioada aceea cineva a spus, hai să facem stăruință pe Duhul Sfânt. Și el seara de seară a mers la stăruință pe Duhul Sfânt. Și îmi spune, Dragoș, nu m-am pregătit. Când am ajuns la examen, la bacalaureat, la o materie, pe hol a deschis o carte, s-a uitat, făcut o rugăciune, a intrat înăuntru și i-a căzut exact ce a citit pe hol. Și a luat 10. Acum, asta e, nu vă încurajez la asta. Eu vă spun, cercetați, studiați, dar nu neglijați Scriptura sub nicio formă. Eu cred că Dumnezeu, dacă voi rămâneți în ascultare de Sfânta Scriptură, Dumnezeu poate să vă dea binecuvântarea. Poate să vă dea înțelepciune în momentul ăla, să scrieți examenul, să treceți cu bine, dar când neglijez Scriptura, îl neglijez pe învățătura care o dă Dumnezeu. Și aici să fim foarte atenți. Cum putem noi neglija, de exemplu, învățătura? În Luca 10 cu 16 spunea Domnul ucenicilor. Erau niște ucenici care mergeau din loc în loc, predicau Evanghelia, și spunea că cine vă nesocotește pe voi, mă nesocotește pe mine. În 1 Tesaloniceni 4 cu 8 spunea Apostolul Pavel, cine nesocotește aceste învățături, nu nesocotește pe un om, ci pe Dumnezeu care va da și Duhul Sfânt. O altă formă prin care Domnul vrea să ne dea sfatul său este predicarea Evangheliei. Deci odată Domnul ne dă învățătură prin Scriptură, altă dată ne dă prin predicarea Evangheliei. Ce înseamnă ca voi, acum, să ne socotiți predica mea? Deci vin frații, predic aici la Amvon Evanghelia, vă dau învățătură, iar unii ne socotesc prin faptul că o neglijează, o desconsideră, uită de ea sau sunt neatenți. Dacă eu acum aș predica și cineva din voi ar butona telefonul, ar fi o desconsiderare la predica mea, nu? Dacă eu acum aș predica și unul plictisit ar mestica gumă și ar aștepta să termin predica, ar fi o nesocotire a predicii mele, nu? Dacă eu aș predica și voi ați vorbi între voi, aș oșoti în continuu la ureche și ați vorbi mai mult ca mine aici, ar fi o nesocotire, nu? Că nu acord atenție predicii, e o desconsiderare. Vi se întâmplă lucruri din astea? Nu. Niciodată. Doamne ajută să fim pocăiți. Amin? Pentru că a nesocoti pe Dumnezeu înseamnă a nesocoti învățăturile pe care Domnul ne le dă prin Scriptură, prin predică, și în 2 Cronici 3, 6 cu 16 mai este acolo un verset. Spune că Dumnezeu o trimis la evrei în științări. Dar ei n-au ascultat de prorocii pe care i-a trimis Domnul. Domnul ne dă învățătură prin cuvânt profetic, prin exersarea darurilor Duhului Sfânt. Și când ai o vedenie pentru tine, ai o prorocie pentru tine, ai o lucrare de la Dumnezeu pentru tine, dacă nu iei în seamă, asta e nesocotire, e desconsiderare. Vorbeam cu fratele Mitică mai înainte și spuneam, mama mea când avea 6 luni, a rămas orfană, bunica mea a murit, deci mama a rămas orfană de la 6 luni. Și după câțiva ani, bunicul meu, care
era proroc și o folosea cernăuți, condamnat și primul pocăit acolo, s-a recăsătorit, o luat o soră pocăită, Aglăița, din satul Plopeni, cu care o mai avut încă două fetițe, mătușele mele. Dar bunica asta de-a doua, îmi spunea mama, făcea mare diferență între primii copii care nu erau a ei și copiii care erau a ei. Și mama spune, vai cât am suferit, la 6 luni a rămas orfană, tatuța a plecat la Cernăuț, a stat 4 ani și 8 luni, după aceea când a venit s-a recăsătorit și mama asta de-a doilea tare ne mai muncea și ne persecuta. Și din satul Moară a venit fratele Nechifuri, eu îl cunosc, era un frate în vârstă când eu eram mic, și a spus, sora Aglaie, a spus Duhul Sfânt, că dacă nu îngrijești de copiii ăștia ca și de ai tăi peste un an, vei căuta ușa la țâțâni. Țâțâni înseamnă balamale. Ea nu a luat în considerare prorocia. Și îmi spunea mama, exact la un an de zile, mama sa de-a doua a orbit și când se ducea să deschide ușa, o căuta pe la balamale. Era oarbă total. Și îmi spune, a fost o povară în plus pe noi, că ea a orbit și așa a murit. Deci a vorbit Duhul Sfânt. Ea avea ceva, o greșeală în viața ei. Și Domnul a trimis un proroc și a învățat. A spus, măi, femeie, copiii ăștia sunt ca și ăștia. Și ea nu vrea să asculte nici de cum. Al nesocoti pe Dumnezeu înseamnă a nesocoti învățătura care ți-o dă Dumnezeu. Au nesocoti, spunea psalmul, sfaturile lui. Învățătura asta Domnul ne-o dă prin Scriptură, ne-o dă prin predicile din adunare și ne-o dă prin prorocii, descoperiri și darurile Duhului Sfânt. Eu aș dori în privința asta să fim foarte atenți ca nu cumva să cădem în aceeași pildă de neascultare. Esau avea o volare, era posesor prin naștere, așa i-a căzut lui la sorți partea asta, drept de întâi născut, dar Esau a nesocotit dreptul său de întâi născut. Voi aveți în viața dumneavoastră valori pe care vi-l-a pus Dumnezeu. V-ați născut cei mai mulți în familii de pocăiți, în casă de oameni pocăiți. Ați avut o relație cu Dumnezeu, ați crescut, ați cântat în grupe mici, în grupe mari, în cor, în orchestră, în fanfară. Ați avut o părtășie cu Dumnezeu. Și la un moment dat, dacă nu suntem atenți și dacă punem firescul înaintea duhovnicescului, dacă suntem preocupați numai de lucrurile urgente, de azi și de mâine și de săptămâna viitoare și lăsăm nefăcute pe cele importante și dacă cădem în aceeași pildă ca și Esau, nu va fi bine cu noi. Deci iată că oamenii aceștia l-au nesocotit pe Dumnezeu nesocotind învățătura. În al doilea rând, îl putem nesocoti pe Dumnezeu când în Ezechiel, parcă 22 cu 8 spune, voi nesocotiți locașurile mele. În Luca 10 cu 16, nesocotiți pe ucenicii Domnului. În al doilea rând, putem nesocoti pe Dumnezeu când nesocotim, adică disprețuim părtășia frățească și chiar locul ăsta în care ne adunăm. Cum putem să nesocotim noi adunarea, să nu o frecventăm, să nu o îngrijim, nu ținem cont de ea, da? Că e adunarea Domnului, să fim neatenți. Putem nesocoti părtășia asta frățească, îi putem nesocoti pe unii oameni. Noi așa suntem cum suntem, cum ne vedeți, de înalți și de voinici, ăștia suntem noi. Fiecare are felul lui de a fi. De ce ne-am desconsiderat? De ce ne-am disprețuit? Am un prieten care e un bun predicator, dar lipsea la foarte multe părtășii frățești și le-am spus, măi, tu de ce nu vii la întâlnirile astea? Să pierd timpul cu frații ăștia. I-am spus, măi, ai fi tu mai bun, ai fi tu superior, dar nu pierzi timpul cu frații ăștia, chiar dacă nu știu cât tine și nu sunt la valoarea ta, dar sunt frații tăi și sunt frați cu Domnul. Credeți că eu nu pierd timpul când mă duc la un bătrân de 80 de ani și îmi spune el istoria cu războiul de care o știu acum pe de rost? Ei, dar nu pierd timpul, că-i fratele meu și desconsiderând un astfel de frate, l-aș nesocoti, nesocotind pe oamenii lui Dumnezeu, nesocotind părtășia frățească, locașurile Domnului, cădem în greșeala lui Esau, că asta e o valoare.
Știți dumneavoastră că unii oameni și-ar dori o seară ca aceasta? Știți că sunt acum persecuții foarte mari? Eu am stat, povesteam acum nu tare de mult, am fost umilit de un frate, cum rar mi-a fost dat să fiu umilit. A venit în vizită la mine, el cu soția, și ne-a povestit că, frate Dragoș, Domnul m-a trimis în misiune în Kalahari, în Africa. Și ne-a povestit ceva de acolo, cum e acolo. El e militar de carieră, a terminat Academia Militară cu briu, a fost în luptele din Golf, a fost în Afganistan în trupele de menținere a păcii, a fost numărul unu peste tot. Îi pocăit, a renunțat la cariera lui și a spus că lui Domnul i-a vorbit în mod clar să plece în Africa. Și îmi spune, frate Dragoș, m-am dus în Africa, o sta câteva luni. Programul meu e de la 4 dimineața la 12 noaptea. Eu când am auzit ce-mi povestește, am mai chemat un frate prezbiter la mare. Măi Costică, vin în coacute, am un musafir aici la mine. El e căsătorit din alt sat cu o fată din sat la noi, care o cunosc foarte bine. Spune, frate, acolo când m-am dus, o lună de zile n-am mâncat decât seara puțin. Erau seri în care nu mâncam nimica. Pentru că acolo, frate, luptă. Îmi spunea el, când mă duc la evangelizare, n-am voie să am nicio breșă, nicio fisură în armura mea. Nici un gând murdar, nici o întinăciune. Pentru că eu predic Evanghelia aici și dincolo mulți vraci fac incantații și aruncă blesteme pe noi. Și eu trebuie să arăt că Dumnezeul meu e mai tare ca Dumnezeul lor. Spune, frate, o săptămână n-am mâncat nimic. Lucrez de la 4 dimineața, mă trezesc frământ pâine și dau la săraci de acolo, plec, lucrez în grădină, lucrez în construcție, după amiază plec în evangelizare. Măi, când am auzit, dar el e militar, înalt, slab, robust, el îmi spunea că făcea antrenamente cu 60 de 80 de kg în spate când era militar. Deci e perfect pentru treaba asta. Măi, atât am văzut de slab. El spune, frate, eu întotdeauna, acum, vineri seara mă plec pe genunchi și până sâmbătă, dar el nu spunea ca laudă, eu l-am discus, dar, și până sâmbătă dimineața, eu mă rog o noapte fără să mă ridic de pe genunchi. Și apoi celălalt prezbiter spunea, măi, e greu și la noi în comitet, dar acum rămânem aici, nu mai mergem în Africa. Așa m-am simțit de slab, merg, predic, postez cât postez, mă rog cât mă rog, citesc cât citesc, dar să știi că Dumnezeu are oameni. Dumnezeu are oameni și aș vrea ca și din voi Dumnezeu să scoată oameni. Și acum ne-am așezat mâinile peste el, a venit, a luat familia și cei 6 copii și au plecat cu totul în Africa. Mă gândeam, măi Dorina, unde duci? Ia o bună cântăreață. Măi, mi-a vorbit Dumnezeu clar mie că trebuie să mă duc acolo. Și am spus, asta e lucrarea lui Dumnezeu. De prea multe ori suntem comos, dragii mei. De prea multe ori nu prețuim valorile care le avem. Ne-am născut, spuneam, o familie de pocăiți, avem Biblia asta pe masă. Când s-au pocăit bunicii noștri, nu era o scriptură. La noi spunea cum cineva a vândut vaca din grajd, care da mâncare la copii cu 3.000 de lei, cum era atunci, și-au cumpărat o Biblie. Stăteau frații de dimineață și unul citea din scriptură la ceilalți, că nu mai avea nimeni în Biblie. O făcut cineva rost de o scriptură și unul citea ceasuri întregi din scriptură și ceilalți ascultau. Dacă am face asta la Betel, într-o duminică dimineață, să înceapă un frate să citească până la 12. Câți ați rămâne de voi pe bănci în adunare liniștiți? Alți frați au desfăcut Biblia pe cărți și au împărțit-o. Tu e Matei, tu e Marcu, tu e cutare. Alți prieteni de-ai mei făceau trafic la ruși în vremea lui Ceaușescu, unde era un risc extraordinar. Și dacă vreți să știți, singurul mecanic care transporta Biblie dincolo era secretarul de partid. Că pe el nu-l controla nimeni. Secretarul de partid, cununat de colonel de securitate, omorât amândoi de aia spun. El era cununat de colonelul de securitate și amândoi făceau trafic de Biblie la ruși. Ca așa au îngăduit Dumnezeu. Ei o făceau pe bani, pe bani mulți. Frații de la Ucraina vindeau animale și ca să-și cumpere o Biblie. Asta e o valoare. Scriptura asta care o avem noi prin casă colbăită și pusă prin toate dulapurile, asta e o valoare. Nu cumva să o nesocotim. Hai să o prețuim, hai să o citim, hai să o împlinim, hai să prețuim frații care vin să ne fie dragă părtășia. Așa cum sunt frații,
Când niște băieți strigau după un proroc odată, să uite pleșuvule, să uite pleșuvule. Și Dumnezeu a pedepsit pe oamenii ăștia. A ne socoti pe Dumnezeu înseamnă să ne socotești învățăturile care dă prin Scriptură, prin predică și prin prorocie. A ne socoti pe Dumnezeu înseamnă să ne socotești părtășia cu frații și adunarea Domnului. Dumnezeu să ne păzească de păcatul ăsta, amin? Ar putea intra în viața de familie. Deuteronom 27 cu 16 spune așa: blestemat să fie cine ne socotește pe tatăl său și pe mama sa, și tot poporul să spună amin. Era vorba de blestemurile acelea. Cum am putea noi ne socoti pe tata, pe mama? Proverbii 23 cu 22 parcă spune acolo: nu ascultă sfaturile tatălui tău și nu ne socoti pe mama ta când o îmbătrânit. Deci părinții sunt un dar de la Domnul. Părinții sunt un dar de la Domnul. Pe cei care mai aveți, prețuiți-i, prețuiți-i la valoarea lor. Cum aș putea eu nesocoti pe tatăl meu? Cum aș putea eu nesocoti pe mama mea? Acolo spune când am bătrânit. A, o nu asculta. Eu știu băieți, fete care spune: ești depășit, ești depășit, măcar taci din gură. Când erai mai tare, acum nu e așa. Și adevărat, voi sunteți mai buni ca noi în tehnologie. Că eu pe telefon nu știu decât să apelez și să răspund. Deci un mesaj n-am trimis în viața mea. Și când mă încălcesc, mă duc la băiatul cel mai mic și așa îmi face pe telefoane. Și râde de mine. Ei, dar ce înseamnă să ne socotești pe tatăl tău? Ce înseamnă să ne socotești pe mama? Că Biblia spune că e blestemată la care? La care nu ascultă, care nu o prețuiește, care nu o îngrijește, nu? În Estera 1 cu 17... spune că Vaste nu asculta de împărat de Ahasveroș și o chema sfeșnici și acolo spunea unul din ei: fapta asta va ajunge la urechea soțiilor noastre și astfel ele vor nesocoti pe bărbații lor. A nesocoti pe bărbatul tău, ce înseamnă? A nesocoti pe nevasta ta care ți-o dat-o Domnul să trăiești cu ea, ce înseamnă oare? Pentru că astea sunt darurile lui Dumnezeu pentru noi, ne-o dat în familie, ne-o dat o soție, ne-o dat copii, ne-o dat părinți și eu astea trebuie să le respect valorile astea. Dar există o nesocotire în viața spirituală, există o nesocotire în viața de familie. Nesocotim părinții, partenerii de viață și aici eu spun Dumnezeu să ne ierte, să ne dea înțelepciune. Și în viața socială, Iuda 1 cu 8, parcă spune, ei nesocotesc stăpânirile. Am trecut eu la viața socială pentru că noi avem autorități în Arad. Și în România avem un guvern și avem miniștri și prim-miniștri, nu? De care ne plac sau nu ne plac? Mie nu-mi plac, eu nu-i prea știu. Dar din cât știu că nu au făcut nimic, că n-au autostrăzi în România, nu-mi plac. Ei, dar Biblia nu spune așa, spune că n-ai voie să ne socotești. Odată a venit un frate, bun predicator, și a vorbit de rău, dar cu ani înainte, într-o biserică mare, a vorbit un pic de rău guvernanță. Și a ieșit un frate simplu și a spus: fraților, de aici au fost bajocoriți drăgătoriile și nu-i bun. Și am dat dreptate. Până nu-i treaba noastră cine-i președinte de partid, cine-i primar, cine-i consilier, nu-i chiar treaba noastră. Noi avem alte treburi. Dar în momentul când ne socotesc stăpânirile, îi un păcat și asta nu-i bun. Dar stăpânirile nu înseamnă numai primărie. Stăpânirile nu înseamnă numai consilier și guvern. Există stăpâniri în lumea duhurilor. Există stăpâniri în adunare. Există stăpâniri, grade de autoritate care trebuie să le respectăm. Și Dumnezeu să ne ajute. Amin? Aș dori în seara aceasta, uitându-ne la exemplul ăsta, că eu am încheiat predica acum, uitându-ne la exemplul ăsta, Esau a avut un drept extraordinar. A ținut în mâinile lui un dar, o valoare extraordinară, de care s-a dezis. A nesocotit dreptul de întâi născut. Voi, dragi tineri din Arad, aveți de la Dumnezeu aceeași chemare, aceeași titulatură. Voi faceți parte din biserica celor întâi născuți. Că până la urmă Esau avea un caracter rău, de aia nu s-a socotit. Pentru că el avea un caracter neascultător. L-a amărât pe tasul și pe mamza cu căsătoriile lor. Și aici e o mare problemă cu căsătoriile.
tot mai multe logodni se desfac până la nuntă, tot mai multe divorțuri apar în rândul nostru, tot mai multe jurăminte, în Ezechiel 16 spune, ai nesocotit jurământul care l-ai făcut. Poate fi jurământ înaintea lui Dumnezeu, înaintea partenerului de viață, poate fi un jurământ de prietenie cu unul pe care îl fentez, pe care îl calci tu jurământul ăsta. Și asta nu-i pocăință, frații mei. Aș dori ca Dumnezeu, din întâmplarea asta pe care am vorbit pe scurt, să ne învețe că cu aceste lucruri valoroase pe care le avem, trebuie să fim foarte atenți, să le prețuim și să nu le nesocotim. Că până la urmă Evrei, spunea 12:16, vedea să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau. Esau avea mai multe carențe în viața lui. Era un caracter rău. Și în încheiere vă spun un lucru. Esau s-a dezmeticit, vorba românului. Esau a vrut să recupereze ceva și nu a mai putut recupera. Știți că mai pe urmă, măcar că cerea binecuvântarea cu lacrimi, nu a mai primit-o. Și spuneam altă dată și altora. Sunt lucruri care le pierdem în tinerețe, pe care nu le putem recupera niciodată. Sunt lucruri care ne-s date ca unicat în viața noastră. Și în momentul când le-am pierdut ca fete și băieți și le-am pierdut, putem posti, ne putem ruga, putem face nu știu ce, lucrurile alea nu le mai avem. Sunt pierderi ireparabile, nu le mai putem. Esau o plâns, Esau o îmbătrânit, Esau și-o dat seama, dar spune, măcar că cerea binecuvântarea cu lacrimi, n-a mai căpătat-o. Numai bine să fim atenți acum, cât încă avem dreptul de întâi născut, cât încă avem acces la Dumnezeu, cât încă avem în adunarea din Betel Scriptură și predicatori și prorocii, cât încă avem părtășie și frați, nu-i mai bine să revalorificăm acestea? Cât încă mai avem părinți, mai avem încă soți sau soții, cât încă Dumnezeu mai păstrat copiii lângă noi și îi avem aici, că nu știm câte mai avem. Sâmbătă seara am predicat la un privechi la Vicov de Sus, un băiat, Daniel, 24 de ani. Au fost prin Scoția, au lucrat cu planuri de viitor, cu gânduri de viitor, așa ca și voi. Un cancer terminal l-a lovit la creier, tumoare canceroasă pe creier, l-a operat, a fost un pic mai bine, o recidivat și imediat a murit. L-a îngropat, a plâns acolo, 24 de ani, adunare arhiplină, nici nu știe ce să predici la așa un privechi. Acum sunteți aici, dar sunteți copiii lui Dumnezeu. Aveți dreptul ăsta de întâi născut. Sunteți cei mai mulți din voi botezați de Domnul cu Duhul Sfânt. Fiți atenți, vegheați și păstrați-vă dreptul ăsta. Amin.